Păi care-l vreți? Păi care-i care mai frumos, care mai... Uite, cum ar, fi, cum ar fi ăsta, uite ce frumos <gri> asta e și-o asta. asta așa, da, așa. Așa. În Vrancea, cea mai sigură metodă de a vinde toți mieii este arvunitul. Clientul vine la stână, își alege mielul, plătește o parte din preț, iar de Paște va primi animalul. Ce se face până la Paște? mai se face încă 5 kg, 10. 5, 6 kg. Face 30 de kg, rămâne 20, 25 tăiată. Ciobanii se folosesc de această tradiție ca să și fidelizeze clienții. Odată ce un cumpărător este mulțumit, revine și anul următor, mai ales că prețul mieilor poate fi chiar și cu 20% mai mic decât în piață. Anul trecut l-am luat de la el, am venit la el, am văzut cum îl crește, îi dă numai lucernă, îi cresc cu bine, îi numai bio, de ce să eu de la altul străin care nu știu ce, ce mănâncă mielul? Practica arvunitului este cu atât mai sigură pentru vânzare, mai ales că în ultima perioadă exportul de carne de oaie în țările arabe a scăzut considerabil. Exporturile în țările arabe, deocamdată, sunt nesignificative. Datorită conflictelor politice care sunt în această zonă, noi avem de suferit. Acum, carnea de miel costă 8-9 lei kilogramul în viu. În preajma Paștelui, prețurile vor urca la 20-23 de lei kilogramul.